de mamuca mea, Dumnezeu, ierte. Lucra cu ziua la prășit. Dacă păda ceva la amiaz, aducea-ne saturi pe noi. Ea nu mânca. Asta e mama. Și atunci, unde poți găsi o mamă să nu-și ajute copilul? Raritate întâlnim astăzi și mă cutremur eu ca preot să aud că o mamă nu-și iubește fiica sau fiul. Să-i sărutați picioarele, că existați, că v-a crescut și ne-a crescut din greu. Toată viața lor a dorit-o lui Dumnezeu și în slujba copiilor și a nepoților și a strănepoților. Cei care aveți părinți, vă rog în numele Maicii Domnului, măcar de acum sărutați-le mâna. Când aveți ocazia să-i întâlniți, luați-i mânuța și sărutați-o și spune binecuvintează-mă, mamă, ce roagă la Măicuța Domnului pentru casa mea și familia mea. Să vedeți ce ușurare veți simți și o să veniți să-mi spuneți, bă, da, proste, părinte, că m-ai învățat. Și să nu plecați niciodată la drum fără să-mi luați binecuvântarea lui Dumnezeu și a mamei și a tatălui. Că veți fi ocrotiți tot restul zilei și a săptămânii. Cei care nu-i aveți, o să vă simtă prezența și la mormânt.